Încearcă aceste remedii dacă te confrunți cu dureri de picioare sau probleme renale. Aceste leacuri pot fi benefice pentru persoanele ce au probleme de sănătate și chiar boli cronice. Plantele folosite pentru prepararea remediilor pot fi achiziționate din magazinele naturiste. Rețetă dureri de picioare, reumatism și afecțiuni renale. Ingrediente: 500 g de lămâie, 300 g de morcovi, 200 g de țelină, 200 g de sfeclă roșie, 100 g de polen, 1 kg de miere. Mod de preparare: se folosește inclusiv coaja legumelor și lămâilor. Dacă acestea nu sunt bio, din cultură proprie sau dintr-o sursă sigură, puneți-le la înmuiat într-o soluție cu apă, oțet și bicarbonat de sodiu pentru a îndepărta pesticidele. Lăsați-le 20 de minute, apoi spălați-le cu o periuță. Tocați morcovii, țelina, sfecla roșie și lămâile cu ajutorul unui mixer, blender, robot de bucătărie sau dați-le prin mașina de tocat carne. Puneți mixtura rezultată într-un borcan mare de sticlă. Adăugați polenul și mierea de albine și amestecați bine. Înfiletează capacul borcanului și lasă amestecul la macerat timp de 6 zile. După 6 zile, poți să-l consumi. Se recomandă consumul la 3 linguri de 2 ori pe zi. Ceai pentru dureri de picioare și probleme renale. Ingrediente: lumânărica, pătlagina, coada șoricelului, 3 frați pătați, anason, brusture, ceai renal, fenicul. Mod de preparare: amestecă într-un bol toate ingredientele. Din amestecul obținut, ia 8 lingurițe și pune-le la infuzat în 8 litri de apă. După 15 minute, strecoară ceaiul. Consumă zilnic câte 3 litri de ceai timp de 2 luni. Remediu pe bază de tincturi. Ingrediente: cimbrișor, ovăz, păpădie, păducel, sunătoare, licheni, coada calului, crețișoară, urzică, tătăneasă, mușețel, brusture, soc, pelin. Mod de preparare: pune într-un borcan de sticlă toate tincturile enumerate mai sus. Consumă în fiecare dimineață, cu jumătate de oră înainte de micul dejun, câte 2 linguri din acest amestec. Cura recomandată este de 2 luni.